Din șoseaua care pleacă de la Cernavodă, interceptând Dunărea în dreapta ei, se desprinde un drum alb, mai sus de oraș. Trecând prin mai multe sate, se ajunge la Aliman, locul unde senzaționalul artist Dan Spătaru s-a născut. Dan a crescut printre poveștile bunicilor până la vârsta de 12 ani, când mama sa a murit, iar el, împreună cu sora sa, s-a mutat la Medjidie. Aici, Dan a făcut liceul și și-a început cariera de fotbalist, care, din păcate, se sfârșește în anul 3 de facultate din cauza herniei de disc și se dedică în totalitate școlii și muzicii. Dragostea pentru muzică a moștenit-o de la tatăl său, care cânta la vioară. Mentor i-a fost Camelia Descălescu, iar primele fragmente muzicale interpretate de viitorul artist au fost ale acestea. A urmat cariera de succes și numeroase piese care au fost îndrăgite de o națiune întreagă. Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt Drumurile noastre, Trecea fanfara militară și Țărâncuță, țărâncuță. Tandrețea artistului se manifesta prin faptul că iubea florile și nu ezita să-și dea ultimul ban pe un buchet zilnic. Anul 1967 a fost un an spectaculos pentru Dan Spătaru, când la Festivalul Internațional din Cuba a întrecut recordul la aplauze cu 15 minute și 19 secunde. În anul 1974 se căsătorește cu balerina care i-a furat inima, iar câțiva ani mai târziu se naște fiica lor, Dana. Artistul moare pe 8 septembrie 2004 la București, însă orașul său natal nu l-a uitat, de aceea în fiecare toamnă se organizează la Medjidia, Festivalul Internațional de Muzică Ușoară Românească Dan Spătaru, unde sunt premiați numeroși tineri talentați. Bustul artistului ridicat în toamna anului 2012 în Parcul Central bucură inimile locuitorilor orașului. Nici actualii artiști nu l-au uitat și interpretează cu bucurie și mândrie piesele care au devenit hiturile unei generații. Acesta a fost Dan Spătaru, un interpret fabulos care va rămâne în amintirea noastră ca un diamant strălucitor.